Bine v-am găsit, vă spuneam că parlamentarii USR au devenit noile vedete politice după acțiunile lor de imagine în urma protestelor de stradă. USR se dovedește a fi o organizație vie și reactivă. Modul în care funcționează USR amintește de ONG-urile înființate la începutul anilor 90 în Europa de Est de magnatul american George Soros. Activismul politic al Uniunii Salvați România se aseamănă metodelor de protest și de contestare în stradă, întâlnite la organizațiile finanțate de George Soros. În esență, Soros este cel care a inventat o rețetă prin care o minoritate vocală se luptă și își atinge interesele ei particulare în detrimentul unei majorități. După alegerile recente din Statele Unite câștigate de Donald Trump, este cât se poate de evident că organizațiile înființate și finanțate de George Soros au avut o agendă politică paralelă cu așa zisa instaurare a societății deschise. Soros practică un fel de inginerie socială prin care conducerile politice alese prin vot democratic sunt forțate prin presiune să adopte anumite decizii politice. De regulă, activiștii din organizațiile finanțate de Soros nu au habar de intențiile adevărate aflate în spatele acțiunilor pe care le execută. Aceste informații despre rețeaua lui Soros aparțin presei americane. Vă recomand să urmăriți pe YouTube reportajul The Puppet Master, adică Maestrul Păpușar, dedicat organizațiilor finanțate de Soros. Vă mai spuneam că în actualul partid USR există două tabere. O grupare a corporatiștilor, tabăra tehnocrată, să-i spunem, și o grupare a activiștilor civici, a ONG-știlor. Cel mai vocal și mai nou lider al ONG-știlor din USR este fostul jurnalist Mihai Goțiu, ajuns în urma alegerilor de anul trecut senator USR în județul Cluj. Goțiu a fost un jurnalist recunoscut la Cluj, fiind pentru o perioadă redactorul șef al publicației săptămânale Clujeanul, înființată de grupul MediaPro, deținut de mogulul Adrian Sârbu. În ultimii 7 ani, Mihai Goțiu, poreclit de prieten Guță, a devenit un activist civic implicat în protestele împotriva proiectului Roșia Montană. Goțiu a primit vari finanțări de la diverse ONG-uri care s-au opus exploatării aurului de la Roșia Montană. Goțiu a scris și o carte intitulată Afacerea Roșia Montană. Întâmplător sau nu, de numele afacerii Roșia Montană este legat și miliardarul Beni Steinmetz, unul dintre dușmanii declarați al lui George Soros. Steinmetz este implicat în numeroase afaceri dubioase în România, el fiind cercetat în dosarul Ferma Băneasa, alături de alți afaceriști israelieni. Un fapt și mai interesant este că miliardarul Soros a deținut în anul 2011 acțiuni în compania Newmont Mining Corp, care deținea la rândul ei 20% din Gabriel Resources, firma înregistrată în Canada care vrea să dezvolte proiectul minier de la Roșia Montană. După doar 3 luni, Soros a răscumpărat acțiunile aceleași companii implicate în Roșia Montană, dar și ale altor 20 de companii miniere. Este cert că o serie de ONG-uri finanțate de organizațiile lui George Soros au organizat proteste împotriva afacerii Roșia Montană, în spatele căreia se afla miliardarul Steinmetz. Cel mai probabil, cei 2 miliardari israelieni au purtat o bătălie dură pentru aurul de la Roșia Montană. La rândul lor, reprezentanții Gabriel Resources, companie ce deținea licența de exploatare a aurului, au plătit sume considerabile trusturilor de presă din România drept publicitate pozitivă pentru acest proiect. În final, proiectul Roșia Montană a fost blocat de guvernul Ponta, după ce ONG-știi au ieșit în stradă în 2013. Fiind organizatorii protestelor de la Cluj și București, împotriva guvernului Ponta și afacerii Roșia Montană s-a numărat și Mihai Goțiu. Unul dintre vârfurile de lance anti-Roșia Montană a fost așadar actualul senator USR Mihai Goțiu. Jurnaliștii clujeni au scris că grupul de activiști din Cluj, numit Mindbomb, cel care a realizat posterele anti-Roșia Montană, au tipărit afișele pe banii Fundației pentru Parteneriat, finanțată din surse maghiare. Printre finanțator s-a numărat și CC Trust, unde George Soros a fost grant maker. Unul dintre liderii Mindbomb era la acea dată și jurnalistul clujean Mihai Goțiu, care și-a asumat public implicarea în campania afișelor anti-Roșia Montană. Acum Mihai Goțiu este senator USR și este implicat, ca de obicei, în susținerea protestelor împotriva guvernului PSD din Piața Victoriei, adică omul face în continuare ce se pricepe.